Următorul nostru invitat este Mircea Dan Duță. Mircea este poet, filmolog, traducător de expresie cehă. Scrie în limba cehă și își traduce poemele în română. A publicat 2 volume de poezie în Cehia, la Praga. Dar, peste toate acestea, Mircea este un foarte, foarte bun moderator și om care reușește să adune oamenii din toate zările poetice în jurul unor idei și în jurul, cum se spunea, idei de poezie în sine. Organizează foarte multe evenimente și este chiar și consilier pentru acest festival internațional de poezie la care de-a lungul timpului a invitat oameni valoroși. Mircea? O mențiune. Mulțumesc mult pentru invitație. Nu îmi traduc eu poeziile. Poeziile mi le-a tradus până de curând Catarina Kozlovska. Pe viitor, nu știu ce se va mai întâmpla, pentru că da, pe viitor va trebui să fie altfel. Textul pe care l-am citit astăzi este ultimul pe care mi l-a tradus și se numește Evanghelia după Rogojin. Iertați-mă, Anastasia Filipovna, nu am avut cum să nu vă ucid. Erați atât de frumoasă, de provocatoare, în schimb atât de mândră și atât de disprețuitoare față de bărbați, încât oricare dintre ei v-ar fi răpit cu poftă și fără urmă de remușcare virginitatea, dragostea sau chiar și viața. În schimb, mie mi-ați refuzat cu permanentă încăpățânare toate acestea, astfel încât nu mi-a mai rămas altceva la dispoziție decât moartea dumneavoastră. Era, de fapt, singurul lucru pe care vi-l mai puteam lua, care era încă neîndoielnic și numai al dumneavoastră. Mai precis, nimic din ceea ce ați avut cândva nu vă mai aparținea. Erați datoare vândută. Viața dumneavoastră nu mai era de multă vremea dumneavoastră. Ați zdrobit-o și ați descompus-o în tot atâtea ciocuri sângeroase și sângerânde pe câți bărbați s-au înfructat din tandrețea lor aspră și s-au intoxicat cu dulceața lor otrăvitoare. Fiecare dintre ei și-a cumpărat ciocul în mod cinstit și din proprie inițiativă, plătind pentru el prețul stabilit de dumneavoastră, astfel încât a meritat să îl aibă, să se bucure de el, după cum a considerat de cuvință. Eu v-aș fi plătit pentru oricare dintre aceste cioburi mai mult decât oricare dintre ceilalți, dar cu mine nu ați vrut niciodată să faceți asemenea afaceri. M-ați disprețuit mai mult decât pe toți ceilalți, pentru că m-ați considerat drept un primitiv needucat, un țărănoi violent. Asta nu m-ar fi deranjat atât de mult. Pentru bani, și aveam destui, aș fi putut oricum să obțin orice, chiar și cel mai frumos dintre ciocurile dumneavoastră. Numai că dumneavoastră nu m-ați respins atât din cauza a ceea ce eram eu însumi, cât din cauza lui Mușchin. Iar asta m-a enervat cumplit și în același timp mi-a indus o stare de iremediabilă deprimare. Pe Mușchin nici măcar nu puteam fi gelos, nici nu-l puteam provoca la duel și nici măcar ucide. Ăsta nici măcar nu era bărbat, ci un ideal asexuat de neatins, un model artificial care în lumea reală nici măcar nu există, un personaj prost construit dintr-un roman melodramatic, o încercare nereușită a lui Dostoievski de a crea un personaj absolut și neîndoielnic pozitiv. La urma urmei, autorul însuși a mărturisit că a fost vorba despre o mare greșeală. Altfel, romanul nu s-ar termina așa cum se termină și nu ar purta titlul pe care îl poartă. Nu puteam lupta împotriva idiotului
pentru a lupta, aveam nevoie de un bărbat adevărat, care să poarte sabie și să fie echipat cu coaie. Pe unul ca ăsta, cu siguranță, l-aș fi zdrobit, l-aș fi distrus, l-aș fi ucis, câștigându-mi astfel dreptul de a cumpăra orice de la dumneavoastră, la prețul stabilit de dumneavoastră, fie el și cel mai mare, aș fi cumpărat orice, la orice preț. Dar pe ăsta, cel puțin dacă s-ar fi uitat la dumneavoastră ca la o femeie, dacă frumusețea dumneavoastră l-ar fi entuziasmat în vreun fel, dar nu, el vă iubea ca un înger pe un alt înger, cu spiritul și sufletul, nu cu trupul, întrucât la fel ca orice alt înger, nu avea parte de trup. Și mai rău decât orice, sunt pe deplin conștient că nici dumneavoastră nu l-ați luat în serios ca bărbat. Niciodată nu v-ați fi gândit să vă căsătoriți sau să vă culcați cu el, fiindcă la fel ca și mine, v-ați dat seama perfect că el nu era nici om în toată puterea cuvântului, nici bărbat adevărat și că nu v-ar fi putut mulțumi ca femeie pe niciunul dintre aceste planuri. Îngerilor nu li se scoală, duhurile nu regulează, simbolurilor nu le-o suge nimeni, iar cu apă chioară, fie ea și transformată în vin, nu se împată nici dracu. Totuși, v-a fost de ajuns să vă uitați la el ca la un tip sfânt, ca la un Dumnezeu viu, deși numai viu nu era. Ca la un simbol, model, ideal, v-a fost suficient ca pretext pentru mărturisirea, pentru declararea sfințeniei a lui, a dumneavoastră, deja nu mai conta, pentru transformarea în obiect al adorației sau poate doar pentru descoperirea ideii de morală cu care, în rest, ca prostituată notorie, nu ați avut niciodată nimic în comun. Sau poate că v-a fost suficient ca pretext pentru a vă vedea în proprii dumneavoastră ochi pe post de Maria Magdalena la picioarele unui Iisus asexuat, pentru a trăi măcar o vreme cu iluzia că a existat un bărbat care v-a iubit și pentru altceva decât pentru corpul dumneavoastră perfect și frumusețea dumneavoastră păgână. V-ați mințit singură, dar erați conștientă de asta. Totuși nu vă deranja totuși de puțin. În afara acelei iubiri împotriva naturii, nu aveați nevoie de nimic altceva, nu așteptați nimic de la el. Nici nu v-ați pus problema să fiți cu el, în schimb, din cauza lui, pentru simplul fapt că exista, ați refuzat să fiți cu mine. Cel din care v-ați făcut un zeu v-a dorit curajul să refuzați compromisul cu acela pe care l-ați crezut diavolul. El era tot ce nu eram eu, avea tot ce nu aveam, putea, știa și vedea tot ceea ce eu nu puteam să fac, să știu, să văd și să cunosc. Pe scurt, el a fost opusul meu ideal, dovada tangibilă și incontestabilă că în lume mai exista speranță, că până și sufletul decăzut care ați fost, putea spera într-o formă de mântuire și cel mai important, că nu era obligatoriu ca acel suflet să sfârșească în brațele unuia ca mine. Desigur, el nu era așa prin el însuși, ci fiindcă așa-l vedea dumneavoastră, fiindcă așa l-ați construit, conceput, modelat, creat ca atare, aveați nevoie de un motiv puternic pentru a nu fi cu mine, așa că vi l-ați inventat pe mâștin. Vi l-ați împodobit ca pe un pom de Crăciun, cu toate trăsăturile pozitive pe care nu le-ați găsit sau ați refuzat să le vedeți la mine. I-ați dăruit tot ce ați vrut să admirați la un bărbat, cu excepția bărbăției, cu excepția sabiei și a coaielor. De ce? Probabil pentru că ați avut parte de descui bărbați. Iar pe de altă parte, pentru că bărbăție, sabie și coaie ați fi găsit și la mine. Iar el trebuia să fie altfel, diferit, trebuia să fie exact opusul meu. De fapt, se poate spune că în felul meu, eu însumi mi-am slujit drept model. Nu l-ați creat după, ci împotriva chipului meu, dar tot v-am servit drept model. Modelul acela ce el nu ar fi trebuit să fie. Și l-ați creionat mai detaliat, mai loial și mai bine decât însuși Dostoievski. De fapt, Mâștin nici măcar nu a existat. A fi luptat împotriva lui ar fi însemnat să lupt împotriva acelei imagini
create în mintea dumneavoastră și știam de experiență că a lupta împotriva a ceva ce exista doar în mintea dumneavoastră ar fi fost complet inutil. Îmi pare rău, Anastasia Filipovna. Nu am putut să nu vă ucid. Nu avea niciun rost să ucid pe Mâșchin. Oricum, după 3 zile, vi l-ați fi înviat sau l-ați fi reinventat în alt mod și l-ați fi adorat și mai tare, iar asta l-ar fi transformat cu adevărat într-un zeu nemuritor. De fapt, tocmai asta a fost eroarea vechilor evrei. Au crezut că vor scăpa de Iisus punând să fie ucis, dar de unde? Tocmai în acest fel a intrat în legendă și a atins nemurirea. Pe de altă parte, dacă ar fi ucis-o pe Maria Magdalena, probabil că supărarea, mâhnirea pentru a fi pierdut-o, l-ar fi ucis încetul cu încetul și pe Iisus, și astfel ei ar fi putut scăpa cu adevărat de el, ba încă într-un mod mai inteligent și mai subtil. Sau chiar dacă ar fi supraviețuit după moartea creatoarei sale, probabil că nimeni nu avea să-și mai amintească de el și ar fi fost nevoit să se întoarcă în acel sanatoriu preistoric dintr-o Elveție antică și să aștepte până când s-ar fi născut Dostoievski spre a-l reinventa pe post de Mușchin. Pe scurt, nu am vrut să repet eroarea vechilor evrei. Iertați-mă, Anastasia Filipovna, nu am putut să nu vă ucid. Mulțumesc! Mulțumesc, Mircea!